după ce că tai calea, dacă le ești hai de pura mă, ce pula mea faci? Așa, tăiat ce calea, te faci ca proasta, așa răzmuie, nu? Sună, boss, la... Auzi, sună la poliție. Hai să vedem ce faci. Hai să sun la poliție. Hai. Uite-te la ăsta. Uite-te la ăsta, bă. Uite-te la ăsta, bă, sărac. Bă, săracu, stă-n cotețul ăsta. Și e terminat. Sunteți supărat? Sunteți supărat? V-ați supărat? Da. Îmi pare rău. Săracii, bă, ce nervoși sunt. Ai loc să treci, poți să dai și în spate. Ai loc și poți să dai și în spate. Bă, dar eu nu pot să înțeleg coaie unde... Bă, tu ești handicapat, unde te uiți? Mai și comentez ca un bou, nu mai comenta coaie dacă te-ai băgat ca m***a. Băga mea și urcat. Mamă, f*** Dumnezei, mătii să s***a asta și mâine. Te uiți în p***a, bă. Te uiți în p***a, f***a. Ce mă aruncai 7 metri în față, băga mea și ce faci, mă, băiatule, mă? Unde te crezi? Și cu copilul. A, dă geamul jos. Bă, ai copil în spate, bă, maturizează-te. Dacă te bași, te duci. Un, nu înțeleg. Dar te faci în fața mea și după aia nu mai pleci nicăieri. Așa. Păi și? Păi și cu ce te-am deranjat? Nu înțeleg. Păi tu că tu m-ai claxonat. Păi tine te-a deranjat. Păi tu m-ai claxonat pe mine, nu? Păi te-ai claxonat că te-ai băgat aiurea, să te băgi tot cu drumul. Dacă vezi, mergi. Dar nu te faci în fața mea și după aia mergi cu 20 la oră. Păi stai așa, că eu prin 50 la oră. Okay. Eu prin 50 la oră, cum vrei să merg? Da, te-ai băgat. Te-ai băgat de la... Te-ai băgat între mașini, ai vrut să pleci și după te-ai băgat în fața mea și mai plecai. Mergeai ușor, aia e ideea. Mergeam ușor? Bă, nu știu, n-am sesizat chestia asta, dar să știi că nu mi se pare normal să te... Pentru că... Dar tu cum te-ai băgat acum, ai început să-i mergi ușor. De asta ai crasat, că nu știa ce vrei să faci. Dreapta, stânga, mergeai pe marginea drumului. E ok, nu te mai simt, ai treabă. Spor la treabă, salut. Da. Hai, semnalizează. Ai grijă că nu semnalizează și nu ai de unde să știi ce urmează să facă. Să ai grijă că nu semnalizează și nu știi ce urmează să facă. Da, păi văd. Deci, uite-te un leacă. Da, văd. Da, nu se poate să te văd. Deci nu poți să crezi. Da, nu se poate. Da. Eu nu pot să cred. E tinerică, ai văzut? Da, am crezut că e o bătrânică prima dată. Vreau să fiu rău cu tine, dar mai bine stai acasă. Scuze că zic. Pare rău. Chiar ai fost răutăcios. Îmi pare rău, dar ăla nu e. Aia nu merită permisul. Dar ești răutăcios. Da, dar nu merită permisul. De ce te bagi peste mine? Ce comentezi? Nu te băga. De ce te bagi peste mine? Eu să stau potolit, uite-te unde ești, stai pe banda ta, stai la coadă. Nu mă interesează, țineți banda, țineți banda. Te bași ca morcovul. Țineți-vă banda, respectați regulile de circulație, nu mai comenta. Dar cred că nici n-ai carnet, comentezi ca o proastă. Copile.
sunt curios de ce claxonează. Așa. Care-i problema lui? Nu e corect? Scuze-mă, depășire pe stânga, celălalt. Pe dreapta, nu pe stânga, a depășit el. Eu am trecut prin stânga dumneavoastră. Corect, o ai făcut corect, dar ăla pe partea ala, pe partea aia, pe care partea aia? Încercați și dumneavoastră să fiți mai... Da, să fiți... Uite-te în coala mea. Din cauza că sunt oameni pe patru roți să stai așa la coadă, să știți. E ține ce spun, în maxim un an de zile, o să fie niște nenorociri de accidente cu voi, să ferească Dumnezeu. Sunt de acord, dar vă convine să stați așa la coadă? O să fie și accidente, cum sunt și cu mașina. Ascultă-mi coa, pentru că nu aveți educația circulației corespunzătoare. Afară se merge pe linie în legătură. Afară se merge pe două roți. Păi și aici nu se merge pe două roți? Păi, da, da, uitați, sunt oameni ca dumneavoastră care merg cu patru roți și consideră că nu ar mai trebui să fie oameni pe două roți. Nu ai dreptate. Eu sunt de acord cu voi, la mulți am oprit și le-am zis, du-te, frate, pe linia continuă. Corect. Și-a plecat în mine și eu, pe ce tu aștepți după mine? Da, dar ca și la mașini, sunt șoferi nebuni și pe două roți, șoferi preventiv și corect și pe două roți. Și cel mai rău e ca să iei viața unui loc. Sunt absolut de acord. Vă salut, zi bună. Urlete în timpane și vibrații în picioare. Tragi accelerație și pui totul în mișcare. Câteva pistoane și viteză în viraje. Toată lumea întoarce capul când zbor prin ambuteiaje. Poți să ne numești nebuni atunci când ne strângem toți. Avem doar o pasiune, suflete pe două roți.